Mini-bursa locurilor de muncă organizată de AJOFM Hunedoara a debutat săptămâna trecută la Brad, unde a înregistrat un real succes din punct de vedere al participării locuitorilor din această zonă, interesați să-și găsească un loc de muncă. Mini-bursa locurilor de muncă va continua mâine, 25 aprilie, la Hațeg și vineri, 26 aprilie, la Orăștie. Pe lângă locurile de muncă vacante oferite de agenții economici din zona Hațeg, AJOFM Hunedoara vine în completare și cu o serie de servicii menite să-i sprijine atât pe șomeri sau pe cei care vor să-și schimbe locul de muncă, dar și pe adolescenții din anii terminali. Acesta este menirea noastră, iar conform legii avem obligația să cercetăm și acolo unde e nevoie să organizăm astfel de evenimente. După acțiunea de mâine, 25 aprilie, de la Hațeg, mini-bursa locurilor de muncă va continua vineri, 26 aprilie, la Orăștie.